Aceștia au fost arestați preventiv în 2008 pentru trafic cu prostituate spre Italia și Spania, aproape 30 de fete din diferite zone ale țării, inclusiv Gorj. O treime dintre victime erau minore și erau trecute prin vamă cu ajutorul unor acte false de identitate. Rechizitorul anchetatorilor arată că un club de noapte din Târgu Jiu era folosit pentru racolarea fetelor, Claudia Călina fiind patroana locației, soțul său, Ionel Doru fiind director al firmei. Câte 10 ani și jumătate au primit ca pedeapsă cu executare Adrian Stelian Călina și Ionel Doru Călina, de la fiecare magistrație dispunând confiscarea câte unei sume de 10.000 de euro. Claudia Călina, fostă Mătușoiu, va trebui să stea și ea după gratii pentru o perioadă de 9 ani, 10.000 de euro, urmând de asemenea să fie confiscați, femeia fiind considerată capul rețelei. Cu o pedeapsă de 6 ani și jumătate s-a ales și Gerasela Gheorghe, de la ea urmând să fie confiscată suma de 3.500 de euro. O altă femeie din gruparea respectivă, Tamara Rostaș, trebuie să execute o pedeapsă privativă de libertate de 4 ani. Câte 4 ani de închisoare au de executat Marian Dosa și Aurel Marian Torop, de la fiecare statul urmând să confiște câte 3.000 de euro.